Acum am să surprind un cameleon care se pregătește să intre în căsuța lui. Am găsit unul chiar și la noi în cameră. Sunt foarte inofensive aici în Cuba. Mănâncă insecte. Acum asta el zice că eu nu-l văd. Dacă mă apropii, probabil începe să se miște. În orice caz, așa cum se vede, as you see right now, he took the color of the stone. You think I'm not seeing him. Usually they curl their tail like a snail that you should înconvoie coada ca un melcișor, like a snail, and their eyes, they can see with each eyes in different direction. This is exactly in front of my room. It just stayed exact in camera mea, în față. Încerc să-l iau mai de aproape, dar cred că o să fugă. Yes. Yes. Aha. Acum se vede și mai bine. Aveam unul pe perdea și mi-a căzut pe umăr. Dar nu mi-a făcut mare lucru. Deci aici e camera mea. This is my room. Bine, aici e splendoarea cu palmierii și whatever. În pomii ăștia, in this flower, they are coming hummingbird, colibri în fiecare dimineață. Iar în stone-urile astea stau șopârlițele astea, cameleoni. Și le place normal soarele. Și ce fac ei bun e că they are eating all the insects. So when you have this, the insects, bad insects, disappear. I think that's his house. In that stone, it's his house. Yes. Okay, I'm gonna tape a little bit more the area. Să mai tape un pic area. Este un frumos apus de soare. It's a really beautiful sunset. Mâine plecăm. Tomorrow we are flying back to Toronto. So now la apus totul arată minunat și oceanul era superb. O să plecăm de aici. Am început să ne obișnuim. Într-un fel ne e dor de casă, somehow we miss the house, but it's still wonderful here, and it's totally healthy. E total sănătos și apa and everything. I'll come back.